Știri Flash. Modificarea legislației spune în felul următor: transportul copilului în condițiile prevăzute se realizează pe locurile din spate ale autovehiculului. În cazul copilului în vârstă de până la 3 ani, transportul se realizează sub supravegherea unei persoane alta decât conducătorul de autovehicul. Deci această mențiune a fost făcută și a fost implementată în legislație tocmai pentru asigurarea protecției minorului care este transportat cu autovehiculul. Da, să știți că o înțeleg foarte bine și pe doamna, pentru că mă bucur că ai mei copii au trecut de 3 ani, deci nu mă mai puteți amenda, dar înainte să aibă 3 ani, de foarte multe ori i-am pus în mașină și am fugit cu ei la medic, pentru că a fost nevoie. Și n-am avut o a treia persoană care să fie, adică încă o persoană care să supravegheze deci copilul. Deci unde legiuitorul face mențiunea respectivă, trebuie să aplicăm sancțiunea după cum este prevăzută. Mai dinamic, mai interactiv, mai profesionist. www.radiomureș.ro